Vechea școală din Mierța a fost reabilitată și s-a transformat în centru de asistență after school. Comuna cu Zăpleac a beneficiat de 2,5 milioane de euro prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, iar o parte dintre fonduri au mers pe reabilitarea fostei școli din satul Mierța. Al doilea proiect este reabilitare after school. Deci este un proiect care s-a realizat în fosta școală în satul Mierța. A însemnat modernizarea ei și reconstrucția, practic, a clădirii. Este o lucrare destul de frumoasă și o lucrare care va fi benefică pentru ceea ce înseamnă procesul de învățământ, cadre. Noi oricum eram beneficiari unui program, în urmă cu 10 ani am înființat un centru de zi pentru copii, care a funcționat până și mai funcționează pe anul ăsta până la sfârșit, care practic se va transfera ca activitate la after school și vom prelua alți copii de pe zona aceasta școlii, practic Ruginoasa, Stopor Cubleș, Mierța și Tămașa, unde sunt cu probleme și unde necesită anumite intervenții și aceștia vor fi beneficiarii programului din așa. La inaugurarea after school-ului au participat oficialități ale județului. Tăierea panglicii au făcut-o deputatul Iuliu Nosta și vicepreședintele Consiliului Județean Sergiu Panie, asistați de către primarul Mircea Pop și prefectul Florin Florian. Să fie într-un ceas bun și cu noroc. Felicitați-o pe domnul. De șarpe. Cu tricolorul pe din detașul. Domn primar, felicitări și să vă puteți folosi de la altă investiție.